psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. În legătură directă prin Skype cu psihologul nostru Raluca Anton. Bună seara, Raluca. Bine ai revenit alături de noi. Servus, bună seara. Dacă data trecută, pe drum cu prioritate, am aflat împreună, sau mai bine spus, ne-ai spus tu cât de mult contează îmbrățișările, săptămâna aceasta ajungem la capitolul întrebări, pentru că și cu o simplă întrebare putem face lumină, să spun așa, în viața cuiva, mai ales după o zi foarte grea. Care e acea întrebare, Raluca? Să știi că m-am gândit mult la discuția noastră de azi și întrebarea de la care am vrut să pornim discuția este și ziua ta cum a fost? Și de ce m-am gândit la asta? Pentru că foarte mult am auzit în ultima perioadă, am citit atât de multe cărți de dezvoltare personală, am studiat nu știu câte lucruri, am participat la nu știu câte cursuri, dar cu toate astea nu știu de unde să încep. Nu știu care este primul pas pe care ar fi bine să-l fac în relația mea, în viața mea profesională. Și are atât de mult sens să auzim chestia asta, pentru că de la a ști foarte multe lucruri până la a putea să punem în practică ceea ce știm este o distanță foarte lungă. Și atunci, exact ca în orice proces de învățare, le luăm pas cu pas. E posibil să fi devenit așa un pic mai egoiști și să ne gândim doar la problemele noastre și să-l neglijăm pe cel de lângă. Și atunci, cu o astfel de întrebare, deja e un start foarte bun în relațiile dintre noi, nu? Așa este și nouă ne mai lipsesc niște rutine pe care familiile din trecut le aveau. Cina împreună, duminicile, prânzul petrecut împreună, acea discuție despre cum a fost săptămâna. Oamenii din trecut aveau asta. Chiar dacă nu se întâmplau atât de multe lucruri, aveau aceste ritualuri. Mersul duminica la biserică, șezătorile acelea în care, timp în care femeile povesteau. Noi am pierdut aceste rutine și, din păcate, pierzând aceste rutine, am pierdut conectarea unii cu ceilalți și parcă nu mai știm să ne întrebăm cum este ziua, ce ni s-a întâmplat, care este... E ca și cum ne-am dat un check-in în relație. E important să întrebăm... Atunci check-in pe Facebook. Exact, e important să întrebăm, Raluca, dar bănuiesc că la fel de important este să și ascultăm apoi răspunsul. Categoric. Și aici este un truc pe care aș vrea să-l propun ascultătorilor noștri, și anume să încerce în momentul în care ascultă să nu ofere soluții. Cea mai frecventă situație pe care o întâlnim în momentul în care începem să povestim despre ceva ce ni s-a întâmplat, celălalt, cu tot binele și toată grija din lume, vine să ne ofere sugestii despre cum am fi putut face lucrurile altfel sau cum am putea face de acum înainte lucrurile altfel. Ori înainte să ajungem la soluție, e important să ascultăm povestea, pentru că aici nu este despre a găsi soluții, cât este despre a conecta și este despre a oferi acel sentiment despre care povesteam și săptămâna trecută de împreună. Eu sunt aici, te ascult, îmi dau seama cât de dificilă trebuie să fi fost ziua ta sau ce tare te-a bucurat ziua pe care ai avut-o și pot eventual să întreb, oare vrea să ne gândim împreună la niște soluții? Dar mai degrabă aș fi acolo și aș asculta. Iar creierul uman înțelege că celălalt mă ascultă atunci când poate repetă unele dintre lucrurile pe care eu le-am spus. Nu trebuie ca un papagal să repet tot, dar pot în anumite momente să vin să spun, uite, stai numai o secundă să văd dacă am înțeles bine ce mi-ai spus. Oare am înțeles bine? Asta este ce ți s-a întâmplat? Oare vrea să-mi spui mai multe despre ziua ta? Să fim curioși în legătură cu celălalt. Și un exercițiu atât de simplu până la urmă. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, acolo unde veți găsi și înregistrarea discuției. Așadar, este bine să nu venim noi cu o soluție pe care și mai rău să o impunem, pentru că bănuiesc că mai mult irităm și riscăm să-i stricăm ziua celui care spune ce are pe suflet. E bine să întrebăm, e bine să ascultăm și să nu venim, să alegem o soluție împreună, să-i lăsăm tot lui cumva posibilitatea de a găsi răspunsul la probleme. La problemele Sigur, din ziua respectivă. Și de cele mai multe ori, oamenii știu cam care ar fi soluțiile, își dau seama cam care ar fi rezolvarea unei probleme. Și de cele mai multe ori nu vin la noi pentru a găsi răspunsuri, cât pentru a găsi suport pentru suferința pe care ei o simt în legătură cu ziua aia sau chiar să împărtășească împreună bucuria. Cum a fost? Să simtă că e cineva acolo în bucurie. Cum a fost ziua ta, așadar? Una din principalele întrebări. Ar mai fi vreuna la care am mai putea apela?
Cred că o altă întrebare ar fi, oare ai vrea să-mi povestești mai multe despre ziua ta? Uh-huh. Oare ai vrea să-mi spui mai multe? Că, știi, poate cineva să vină să zică, ok, am avut o zi groaznică. Și acolo, cu un astfel de răspuns, eu poate m-aș retrage și aș zice, ok, nu discutăm, nu vorbim sau despre asta. Cine m-a pus să întreb? Dar pe de altă parte pot să zic, ok, îmi dau seama că ziua ta n-a fost una tocmai bună, oare ai vrea să-mi povestești mai mult despre asta? Și atunci răspunsul poate fi nu și eu respect acest spațiu al persoanei din fața mea. Sau, odată cu această întrebare, de cele mai multe ori se poate deschide o cutie a Pandorei, să vină celălalt înspre noi și să spună, Doamne, dar nu vrei să știi prin câte am trecut? Și acolo să înceapă, de fapt, o poveste. Și de multe ori, asta este o tehnică în sine, să-l îi oferi spațiu celuilalt să-și spună povestea și deja parcă se ordonează în mintea lui toate întâmplările de pe parcursul zilei și toată experiența pe care a avut-o. Păi, poate în seara asta ar trebui să facem cu toții acest exercițiu, când ne vine soția acasă, prietena, soțul, prietenul, și când ne așezăm la masă, să întrebăm treaba asta. Dar, dragă, cum ți-a fost ziua? Te-ai simțit bine? Ai avut ceva probleme? Și să ascultăm cu atenție. Îți mulțumim foarte mult pentru sfatul de astăzi, Raluca. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot aici la Psiholog, avem nevoie. Și îți dorim o seară frumoasă în continuare. Mulțumesc tare mult, abia aștept să ne revedem. Sigur. Drum cu prioritate la Europa FM.